Propria casă a ajuns să fie cel mai periculos loc pentru sute de femei din județul Botoșani care au devenit victime ale abuzului în căminul conjugal. Vorbim de victimele violenței domestice, iar grav este că numărul acestora este în creștere. Anul trecut, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, au fost înregistrate peste 1200 de fapte de violență în familie, perioadă în care au fost emise și câteva sute de ordine de protecție provizorii. În realitate, numărul victimelor violenței domestice este mai mare, spun autoritățile, deoarece multe femei nu au curajul să caute ajutor. Psihologii spun că cine a lovit odată va repeta agresiunea și îndeamnă victimele violenței în familie să nu îndure calvarul unei astfel de vieți. Traumele sunt greu de vindecat, având în vedere că agresorii sunt de cele mai multe ori cei care ar fi trebuit de fapt să le ocrotească. Anul trecut, 10 de femei din județul Botoșani au fost ajutate de specialiști să treacă peste abuzurile din căminul conjugal. Consiliați au fost și minori, copiii victimelor violenței domestice. În momentul în care o persoană, cu pregătire femei, pentru că majoritatea sunt femei victime ale violenței în familie, este victima violenței domestice din partea partenerului de viață, cu greu mai poate ieși din acest carusel, ca să spunem așa, de una singură. Și, din păcate, se creează acea dependență despre care vorbesc specialiștii de agresor și chiar dacă ies din acel mediu familial agresiv, eu știu, se instituie un ordin de protecție, se întoarce înapoi victima. Literatura de specialitate spune că o victimă a violenței domestice are nevoie să se întoarcă de 7, 8, 9 ori în același mediu vicios, în același mediu cu potențial agresiv, pentru a se putea desprinde definitiv de acolo. Specialiștii le sfătuiesc pe mamele care au copii cu un soț violent să nu îndure bătăile din teama destrămării familiei. Ei atrag atenția că minorii crescuți într-un mediu violent pot deveni la rândul lor violenți. S-a demonstrat științific că în spatele comportamentului unui agresor, din păcate, este un copil care a fost agresat la rândul lui sau, dacă nu a fost agresat neapărat fizic, a fost un copil neglijat emoțional, un copil abuzat emoțional, un copil care în primii 3 ani de viață nu a primit susținerea și conținerea emoțională din partea persoanei de îngrijire. Cele mai multe acte de violență în familie au avut loc la domiciliul victimei, dar au fost și fapte de acest gen comise în spațiul public. În anul 2023, la nivelul județului Botoșani, au fost sesizate peste 1200 de infracțiuni privind violența în familie sub diferite forme. Dintre acestea, în 390 dintre cazuri au fost emise ordine de protecție provizorie, iar 369 au fost confirmate de către procuror, iar față de agresori au fost dispuse mai multe obligații pentru a proteja victima. Victimele violenței domestice sunt sfătuite să sune oricând gratuit la numărul de telefon 0800 500 333, pus la dispoziție de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, dar și la poliție.